Iată titlurile acestei ediții. În râul Bâc din capitală a fost găsit un bărbat mort. Cadavrul a fost observat de trecători. Grav accident rutier la Ieloveni. Un șofer de motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce o mașină a dat peste el. Bătaie în centrul capitalei. Doi șoferi s-au luat la pumni pentru că n-au putut împărți drumul. O femeie de 68 de ani din Căușeni se plânge că a fost bătută și alungată din casă de propria fiică. Un tânăr din Leova a vrut să-și vândă un rinic pentru a-și cumpăra un apartament în Chișinău și a trăit separat de familia sa. Magistrații au prelungit mandatele de arestare pe numele a 8 angajați ai întreprinderii de stat, gările și stațiile auto. Moarte misterioasă în capitală. Cadavrul unui bărbat originar din Cricova a fost găsit în râul Bâc. Trupul neînsuflețit a fost observat în după amiaza zilei de 16 august de trecători care au sunat imediat la poliție. Contactat telefonic, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic, a declarat că poliția a fost alertată de un bărbat care a observat corpul neînsuflețit plutind pe apă. Ajunși la fața locului, organele de forță au scos din apă cadavrul. La fața locului a venit și medicul legist, care în urma examinării nu a depistat urme de moarte violente pe cadavru. Identitatea bărbatului a fost stabilită. Acesta s-a dovedit a fi în vârstă de 47 de ani, original din orășelul Cricova, fără loc permanent de trai. Trupul bărbatului a fost dus la centrul de expertiză medico-legală pentru a efectua investigațiile ce se impun. Organele de forță au stabilit că trupul bărbatului a stat în apă aproximativ 24 de ore. Acum urmează să stabilească toate circumstanțele cazului. Grav accident rutier la Ieloveni. Un șofer de motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce o mașină a dat peste el. Totul a avut loc pe 17 august în jurul orei 10:30, în apropierea localității Costești. Potrivit polițiștilor, automobilul a tamponat mai întâi un microbuz, iar ulterior a fost proiectat în motocicletă. Deplasându-se la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat în vârstă de 53 de ani, conducând un automobil Passat, a lovit în spate un Mercedes care era condus de un bărbat de 49 de ani. După tamponare, mașina a fost proiectată într-o motocicletă care se deplasa regulamentar în sens opus, la volanul căruia se afla un tânăr de 24 de ani. La locul accidentului a venit și un echipaj de medici care l-au transportat pe motociclist la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Pacientul în vârstă de 24 de ani a suferit un traumatism toracic închis și traumatism al organelor interne. Acesta a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă, fiind internat în secția traume asociate. În prezent, pacientul se află sub supravegherea medicilor și primește îngrijirile medicale necesare. Starea de sănătate acesteia este de gravitate medie. Toți cei trei șoferi implicați în accident sunt originari din satul Costești. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele în care a avut loc accidentul. Șoferul care va fi găsit vinovat va fi sancționat în funcție de gravitatea leziunilor pe care le-a primit tânărul de pe motocicletă. Bătaie și pumn în centrul capitalei. Pentru că n-au putut împărți drumul, doi șoferi s-au luat la bătaie chiar în mijlocul străzii. Totul s-a întâmplat pe 16 august pe strada Ismail din Chișinău. Imaginile au fost surprinse de trecători, dar și de o cameră de bord și postate pe rețelele de socializare. Din imaginile surprinse de camera de bord a unuia dintre șoferi se vede că bărbatul care a sărit la bătaie ar fi supărat că nu a putut schimba banda din cauza manevrei efectuate de celălalt șofer. Soția unuia dintre bărbați încearcă să-i despartă pe cei doi și să calmeze spiritele, însă nu-i reușește. Ulterior, unul dintre ei urcă în mașină și pleacă mai departe. Din această cauză, în zonă s-au format ambuteiaje. Cazul a fost înregistrat la poliție ieri, 16 august, după ce victima unui conflict în trafic s-a adresat la spitalul de urgență. Potrivit poliției, șoferul care va fi găsit vinovat riscă dosar contravențional cu amendă de până la 2500 de lei pentru huliganism. O femeie de 68 de ani din Căușeni se plânge că a fost bătută și alungată din casă de propria fiică. Revenită de la muncă din Israel, unde a muncit 5 ani, fata femeii i-ar fi cerut mamei sale să plece din locuință. Acum, între cele două s-a iscat un adevărat război. Lidia Popușoi spune că de când i-a dat casa drept moștenire fiicei sale, nu mai are loc în propria ei gospodărie. Ea se plânge că tânăra o alungă de acasă și ar fi luat-o la pumn chiar de ziua ei. Și ține-mă jos eu! Cu așa-i glăplită m-a bătut aici.
Azi nu legă poarta, îmi pare ce unde mă duc și mănânc. O să dacă mă duc și o deschid, îmi taie mâinile. Și eu așa mă lupt cu dânsa, schimb și milii, schimb și nic. E doptește, tăt, ia că-i casa, ieși, tăt. Nici la pui și el de șerpinui, doar deci trag eu. Cât timp tânăra s-a aflat peste hotare, mama ei a avut grijă de cei doi copii minori pe care i-a lăsat acasă. Lucrurile s-ar fi schimbat după revenirea din Israel a fiicei. Pe de altă parte, tânăra susține că mama sa a înscenat totul făcându-și singură vânătăi. Uitați-vă! Auziți când e călcat obiș? Eu mă duc să beau tabletele, e mai e de mână că să nu mă duc să grăiesc cu băietul. Că îi sărești cuțetul la bătaie? Eu am sărit la bătaie. Cuțetul la bătaie sărit? Și ea că eu m-am mușcat. Eu am pălit-o, bătut-o și ieșe dinaintea mea și aia și zulie. Hai de și-o fugi de acasă. Vecinii s-au împărțit în două tabere. Dacă unii spun că de vină ar fi mama care s-ar fi implicat în viața personală a fiicei, alții spun că este inuman ca cineva să-și dea mama afară din casă. Ai dispărțit copilul, fata, ai dispărțit-o de la bărbat, ai alungat bărbatul de acasă. Și am ianuncat, cați dreptate, nu-ți rușine la obraz. Aia că au bătut-o, eu nu eram de față. E tare strașnic, un copil care l-ai născut, i-ai dat zile și i-ai dat sănătate, așa să-ți facă. Eu, de pildă, pe minimă mă șochează. Lidia Popușoi spune că a muncit toată viața ca să construiască această casă, iar acum nu știe unde să se ducă. Acum bătrâna este nevoită să doarmă pe la vecini și așteaptă hotărârea judecății de retragere a bunului dat. Potrivit poliției, oamenii legii au fost nevoiți să intervină de două ori în această gospodărie pe cazul violenței în familie. Un tânăr din Lviv a vrut să-și vândă un rinic pentru a-și cumpăra un apartament în Chișinău și a trăi separat de familia sa. Acesta a plasat mai multe anunțuri pe internet, precum că vrea să-și vândă rinichiul. Poliția s-a autosesizat și a inițiat o cauză penală. Totodată, forțele de ordine au mers acasă la tânăr pentru a-l convinge să renunțe la idee. În cele din urmă, bărbatul a șters anunțurile. Unele surse media scriu că tânărul este cântăreț de muzică populară și manele, iar acum 4 ani a participat la Moldova Are Talent. Potrivit poliției, în 2017 s-au înregistrat 6 cazuri de vânzare a organelor. Plasarea acestor tipuri de anunțuri se pedepsește cu o amendă de până la 37.500 de lei. Luptătorul K1 Aurel Ignat își va petrece încă 30 de zile în arest. La demersul procurorilor, magistrații judecătoriei Chișinău au hotărât să-i prelungească mandatul de arest pe numele sportivului. Contactat telefonic, adjunctul procurorului șef al procuraturii municipiului Chișinău, Corneliu Bratunov, a declarat că la moment dosarul de învinuire a lui Ignat se află în judecată și este în proces de examinare. Amintim că Aurel Ignat și Mihail Pârgaru, un alt luptător de arte marțiale, sunt cercetați în cazul bătăii din fața unui club de noapte din centrul Chișinăului, care s-a sfârșit cu moartea unui bărbat de 30 de ani. Totul s-a întâmplat în noaptea de 18 spre 19 mai, iar victima a murit la spitalul de urgență după ce timp de o săptămână s-a aflat în comă. Cei doi sportivi au fost reținuți, apoi plasați în arest preventiv. Totodată, un alt tânăr, Eugeniu Deliu, bănuit că a participat și el la încăierare, a fost anunțat în căutare. Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă să facă 15 ani de pușcărie. 8 angajați de la gările și stațiile auto care sunt cercetați în dosarul schemelor de corupție și colectare ilegală a banilor de la șoferi rămân în arest. Pe 16 august, magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au prelungit mandatele de arest. În cauza penală privind stațiile și gările auto, procurorii anticorupție au pus sub învinuire 15 persoane. Actualmente, în privința 3 dintre aceștia, a fost prelungit arestul preventiv pe un termen de 30 de zile. Tot în acest dosar, alte două persoane au fost anunțate în căutare. Totodată, la demersul procurorilor, suspecții au fost suspendați din funcții până la finalizarea anchetei. Potrivit procurorilor anticorupție, mai mulți angajați de la gările și stațiile auto sunt cercetați, bănuiți că acumulau lunar aproximativ 1,5 milioane de lei de la operatorii de transport și șoferii de curse naționale și internaționale pentru a fi scutiți de controle. Pe aceste cazuri au fost inițiate câteva dosare penale pentru corupție și abuz de serviciu. Prindeau pește cu ajutorul curentului electric pe lacul Manta, crezând că nu-i vede nimeni. Polițiștii de frontieră însă îi așteptau deja pe mal. Incidentul s-a produs pe 15 august la Cahul. În timp ce verificau zona, forțele de ordine au observat o barcă în care erau doi bărbați care pescuiau pe lac. Aceștia au fost urmăriți de polițiști până când au venit la mal și au început să descarce bunurile din barcă. Când i-au văzut pe oamenii legii, bănuiții au luat-o la fugă. Polițiștii reușind să-l prindă doar pe unul dintre suspecți. Totodată, la fața locului au găsit ustensile de pescuit
pescuite electrice, o barcă și un sac în care erau circa 40 de kilograme de pește. Bărbatul de 25 de ani, care a fost reținut de polițiști, a fost amendat cu 600 de lei pentru că a încălcat regimul zonei de frontieră. Totodată, el este cercetat pentru că pescuia ilegal. Acum, polițiștii de frontieră încearcă să dea de urmele celuilalt pescar care a reușit să fugă. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Unii șoferi din capitală consideră că regulile de circulație sunt făcute pentru a le încălca. Camera de bord instalată într-un automobil a surprins cum un conducător auto se deplasează pe contrasens. Incidentul, care putea avea urmări grave, s-a produs în seara de 16 august, în jurul orei 18:30, pe strada Grenoble. Din filmuleț se vede cum automobilul se deplasează pe banda de sens opus. Acesta se oprește numai când se pomenește cu autoturismele în față. Când a înțeles că nu-și va putea continua drumul, conducătorul a trecut pe banda de pe celălalt sens. Pentru deplasarea pe contrasens, legea prevede amendă de până la 750 de lei, dar și 3 puncte de penalizare. Distracția putea să-i ucidă. Doi tineri au fost surprinși cum, în timp ce mașina în care se aflau circulă cu viteză, urcă pe partea exterioară a portierelor din spate. Totul a avut loc pe 16 august, pe traseul care duce spre raionul Râșcani. Momentul a fost filmat de pasagerul mașinii care venea din spate. Din imagini se vede cum, în timp ce automobilul se deplasează cu viteză, unul dintre cei doi ridică mâinile în sus, ținându-se numai cu picioarele de portiera mașinii, cel mai probabil fără a conștientiza riscul la care se expune. Deocamdată nu se știe dacă poliția s-a autosesizat pe acest caz. Mai mulți pietoni din capitală au fost la un pas de a fi loviți de o mașină în timp ce traversau strada neregulamentar. Totul s-a întâmplat pe o stradă din centrul capitalei. Trei persoane erau cât pe ce să ajungă sub roțile unui automobil în timp ce traversau într-un loc interzis. Din imaginile surprinse cu o cameră de bord, se vede cum mai multe persoane traversează strada în timp ce mașinile stăteau în ambuteiaj. Când au ajuns să treacă de ultima bandă, un autoturism era cât pe ce să-i accidenteze. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Peste 36.000 de țigări de contrabandă au fost depistate de către vameși în ultimele două zile. Potrivit inspectorilor vamali, în două cazuri care au avut loc la Cahul și Sculeni, forțele de ordine au găsit aproape 22.000 de țigări ascunse în două automobile. Alte 10.000 de țigări au fost reținute pe aeroportul internațional Chișinău. Produsele din tutun au fost găsite în bagajul unui pasager care pleca spre Londra. Iar vameșii din Chișinău, care verifică coletele trimise prin poștă, au găsit 5.000 de țigări într-un colet ce urma să ajungă de asemenea în Marea Britanie. În toate cazurile, țigările au fost reținute, iar suspecții riscă amenzi de până la 4.500 de lei. Doi pasageri dintr-un microbus de rută au ajuns la spital, iar alți 6, dar și conducătorul unui automobil de lux, s-au ales cu diferite răni după ce autoturismele în care se aflau s-au tamponat. Accidentul s-a produs pe 15 august în orașul Tiraspol. Potrivit miliției din regiune, la volanul automobilului se afla o șoferiță de 32 de ani, care, deplasându-se în intersecție, nu ar fi oferit prioritate microbuzului de linie ce se deplasa pe strada principală. În urma impactului, ambele autoturisme au fost grav avariate. Milițienii din regiune au deschis o anchetă și investigează cazul. Dacă deții imagini sau informații ce pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.